Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou episod de 5M. Ați văzut din live-ul trecut că m-am schimbat. Am decis să mă schimb pentru că mă urmărea foarte mult poliția și ceilalți mafioși din oraș. Și am reușit să scap de pușcărie pentru că atunci când polițiștii au vrut să mă ducă la pușcărie, mai mulți mafioți au atacat mașina de poliție și... ceea ce s-a întâmplat mai mult aseară pe live, dar nu a fost prea mult pentru că a fost live-ul la lung și na, nu prea vă place să stați pe live doar atunci când fac 5M. Dar m-am jucat 5M ieri vreo 2-3 ore și s-au întâmplat o grămadă de lucruri. Dacă vreți să le vedeți, nu cred că se mai poate că e live-ul pe privat. Acum m-am retras pe aici prin oraș, băieți, stau undeva mai ascuns pentru că v-am spus, lumea e disperată să mă găsească, să mă caute. Ce se întâmplă cu mafia Curcubeu în sus, ce se întâmplă cu mafia Curcubeu în jos. Asta o să aflăm și noi astăzi, ce se întâmplă cu mafia Curcubeu. Asta este întrebarea. Nu uitați să susțineți și voi episodul cu un like. Avem aici BMW-ul nostru, dar ăsta e un BMW cu care îmi fac eu treaba cum ar veni. Hai să mergem până în oraș. Hai să mergem până în oraș, băieți. Așa, la un garaj, de fapt, nu chiar până în oraș. Eu mai degrabă acolo. Nu mai am bani deloc, sunt amărât, băieți, că mi-am cumpărat ieri o mașină pe live. N-ați văzut ce mașină mi-am cumpărat. Cea mai rapidă mașină din oraș, o dețin momentan. Iar acum nu mai mi-este frică să o dau cu poliția, băieți. Am dat-o aseară cu poliția. I-am făcut praf pe polițiști, nicio șansă. Nu au nicio șansă să mă prindă cu noua mea mașină. Tu știi ce mașină mi-am luat? Ha? Cred că la asta trebuie să o las aici un pic. Așa. Și hai să vă arăt eu acum ce mașină mi-am luat. Fiți atenți aici. Fiți atenți aici că e o mașină pe care o știți cu toții, dar este foarte rapidă și populară. Merge să scot. Los Santos Custom. Hai mă! Dacă merg, poate nu merg garajele. Dacă și-a revenit. Bugatti Veyron, băieți. Este vorba de Bugatti Veyron. O să vă arăt și vouă cam cât prinde acest Bugatti, băieți. O să vă arăt și vouă cât prinde acest Bugatti. Ieșim direct pe autostradă. Sper să nu dăm direct de un polițist ceva pe aici. Avem viață, stai să-mi dau un pic de viață acolo. Hăți. Bă, da, mașina asta are niște chestii ciudate, nu știu, ceva nu... Hai băi, să vă arăt cât poate să meargă de repede mașina asta, fiți atenți. Voi vă uitați în dreapta acolo, vedeți că e în kilometri, dar uite acolo jos, te uiți. Și vezi că e în kilometri și o să... Bă, ce, e și poliție pe aici, e și poliția pe aici. Alo, curcanii! Părăsește zona. Am vrut să o dau un pic cu ei, îmi părăsește zona, am plecat. Hai băieți, fiți atenți aici că îi dăm plană la mașină. Voi vă uitați în dreapta să vedem cât poate să prindă această mașină. Aolo, ce se duce, tată. Uite ce repede l-am prins pe ăsta. Hai că mi-e frică să nu mă bușească. Eram sigur, frate, se putea întâmpla altcumva. Se putea să nu intre în mine. Hai băieți că îi dau blană, uitați, mamă, 540 e maxim, nu poate mai mult de atâta. Se vede clar că e maximă viteza 540. Ia uite, ohoho. Bună ziua, sunt mafia. Mafia Curcubeu, băi, s-a terminat mafia Curcubeu, băieți. Nu mai există mafia Curcubeu, m-am retras de acolo pentru că ați devastat orașul. Nu ați ascultat nimic din ceea ce v-am spus eu, nu folosiți armele, nu folosiți nimic. Mafia Curcubeu s-a destrămat, s-a închis, s-a desființat datorită faptului că, spun datorită pentru că eu cred că e un lucru bun că s-a desființat, pentru că le-am spus oamenilor de atâtea timp, băi, nu, tăceți, faceți liniște, aveți respect pe server, toate veneau la mine, tot ceea ce se întâmpla venea la mine, frate, adică dacă cineva... Îl răpea pe unul, ăla nu se ducea la admin să-i zică, bă, ce s-a tras așa, nu se ducea la admin să-i zică
Domnul admin, uite ce mi-a făcut un player, nu, venea să-mi zică mie, uite ce a făcut un membru de-al tău. Eu le-am dat arme la băi și le-am spus, băi, nu folosiți armele și chestiile astea de mafie decât atunci când sunt eu. Am intrat a doua zi, mafios de pe server, erau luați de copii de aia de 9 ani și băgați pe la porci pe acolo. Na. Asta este, băieți, au încercat să fac ceva frumos cu voi, nu prea s-a putut cu unii dintre voi. Sunt unii care chiar erau pe roleplay și ăsta, dar nu prea am avut timp să stau să aleg foarte mult. Fiind mulți, nu prea puteam să știu, bă, tu faci roleplay, tu nu, tu, așa. Ceea ce o să facem pe viitor încă nu știu. Voi puteți să-mi dați sugestii dacă vreți să facem ceva special pe viitor. Eu deocamdată am mașina asta super rapidă, care mănâncă fum. Foarte stabilă, foarte stabilă mașina. Bugatti Veyron, cu care nici poliția nu poate să, nu poate să dea nimeni cu mine. Aolo, dar ce ați pățit, domnul? Alo? E mor săracu, bă, băieți. Vreau să dau un pic cu poliția, băieți. Vreau să dau un pic cu poliția, să facem un pic de scandal cu ei? What the fuck, man? Unde e poliția? Eu nici nu l-am atins pe ăla, mă, și mi-a arătat că l-am atins, vedeți? Adică nu l-am arătat. Mașina mea nu, nici nu s-a atins nimic și ăla stătea răsturnat. Dacă vine unul în spate, ăsta e polițist, mă? Aolo! Mergeți mai cu grijă. Aolo, sunteți de la poliție, domnule? Păi normal, domne, de la ce puteam să fiu? Nu păi vedeți că am... De ce nu păstrați, domne, distanța? Intrați în mine? Ce să păstrez, domne, distanța? Nici n-am apucat să opresc și deja ați intrat în mine. Păi cum să intru? Că eu stăteam parcat aici și dumneavoastră ați intrat în mine, domnule. Parcat pe mijlocul străzii? Domne, mă duc încolo, domnule, cum parcat unde pe mijlocul încolo, străzii? Domne, unde încolo? Înainte. Eram aici, parcă, ia uitați ce mi-ați făcut la Bugatti, o să Doamne. Chem un echipaj de la rutieră să vedem. Ia uitați, domnule, ce am aici, domnule, bă, domnule, mașina asta m-a costat 2 milioane de dolari, domnule. Eu vă cred, domne, dar dumneavoastră ați intrat în mine. Păi cum să intru eu dacă stăteam pe loc, domnule? Domne, eu stăteam la semafor. Ați intrat. Ați dat cu spatele în mare viteză, domne. Domne, cum să dau cu spatele dacă stăteam la semafor să merg înainte, okay, domnule polițist? Ok, haideți să tragem pe dreapta și chemăm un echipaj de la rutieră. Haideți, vă rog frumos. Haideți să tragem mai înapoi. Eu nu pot să merg înapoi, că eu sunt ca Dani Mocanu, merg doar înainte. Ai, 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 ai. Nu știu dacă m-a auzit, băieți, nu știu dacă m-a auzit. Hai să-mi pun centura, să o dau cu ăștia pe aici, băieți, fiți atenți. Sunt aici doi polițiști cu care vreau să o dau. Ia să ne stau la semafor, băieții. Aul. Colegul, trageți pe dreapta, domnule, ia-l, ia-l pe cadă. Lu, vin după mine, bă, băieți. Vin după mine, frate, la, dar ce are la cu mine, mă, i-a fost ciudă. O să conduc așa încet, că dacă îi dau viteză mare, mă pierde din prima. O să conduc așa încet, băieți, că v-am spus, dacă îi dau viteză mare, mă pierde băiatul din prima. Îl duc un pic pe autostradă. Conduc așa, haotic, să aibă motiv să se ia de mine. Ia să vedem, mă prinde băieți sau nu mă prinde? Olu, uite-l pe ăla. Ia mă să o dăm la liniuță, mă. Hai mă să vedem. Stai să că era o mașină parcată pe aici, să nu iau un bot pe aia. Fiți atenți, băieți, fiți atenți aici, foc, i-am dat fum, i-am dat fum, fiți atenți. Îi duce și lui mașina ceva, mă, băieți, îi duce și lui mașina, dai seama, nu are cum să o dea cu Bugatti-ul meu, v-am spus că mașina asta e forță pe... Aolo, a început să tragă, frate, s-a terminat jumechirea, a început să tragă, bă, băieți.
Aoleu, s-a răsturnat. S-a răsturnat băiatul. Țin dacă mai vine. Beau și o gură de cafea repede. Cred că s-a răsturnat, bă, băieți. Cred că s-a răsturnat. Bă, eu sunt, mă, aia sunt alții, mă, sunt mafioți. Bă, uite polițistul acolo, bă. Nu mă duc acolo, frate, nu mă duc la el, că se supără pe mine. Mă înjură. Vând 10 sniper, 10 combat pistol. Ia auziți-l și pe ăla. E pe sniper, mă, vrei să-ți cumpri? Ia mă să-l, dar cum... Ia mă, băieți. Băi, să știți că s-ar putea să se vadă mai luminos un pic, pentru că am dat brightness-ul la maxim, să, chiar dacă e întuneric, bine, aici, pe server aici, am acces să schimb lumina. Dacă joc pe alt server, n-am acces să schimb lumina, înțelegeți? Ia mă, unde se duc ăștia, mă, ia soare. Așteptam să mă dea în urmărire. Am crezut că o să mă ia. Bugatti albastru am dat în urmă generală. Cine-l veni să rugați să sune la poliție? Am înțeles. Băi, ce trebuie să facem noi în condiția asta? Dacă un Bugatti Veyron albastru cu alb este dat în urmărire generală. Vreau să-mi spuneți ce trebuie să facem noi. Bă, uite la mă. Fii adică mă văd de aia de acolo. Fii atent. Uite-i pe polițiștii acum se uită la mine. Îi vezi? T-am zis? Eram sigur că o să ia. Bă, atenție că Ford-ul ăsta e foarte rapid. Ford-ul ăsta e foarte rapid. Ford-ul ăsta. Dacă am încercat să-l păcăle. L-am păcălit, bă, băieți. Am știut eu că o să meargă, frate. Am știut eu că o să meargă. Să mă fac iau stânga și iau repede dreapta. Am știut că o să meargă. Băi, sper să nu mă prindă polițiștii, frate. Băieți, vreau să-mi spuneți ce trebuie să facem dacă ei au spus că urmăresc un Bugatti alb cu albastru. A? Vreau să vă anunț, băieți, că s-a terminat concursul cu astea din descriere, dar le puteți încă studia, linkurile din descriere de la setup-ul meu, pentru că urmează să mai facem concurs. Ieri pe live s-au dat 3 sau 4 moderatori, trebuia să dau undeva la 7 sau 8, doar că am ales mulți care nu erau pe live. Deci am gata, mai câștigat, mă uitam pe live, nu era. Păcat că nu ați intrat. Trebuia să câștigați moderator. Au fost câțiva, nu vreau să-l dau nume ca să... să se zgârie pe ochi sau ceva de genul, dar... Dar cum să mă vând 10 sniper? Fii atent că îl cheamă Red Bull. Mafia Los Red Bull. Red Bull. Stai să-l sun eu un pic pe Red Bull ăsta, mă băi, să-mi vândă și mie o armă. Să-mi vândă și mie o armă. Chiar dacă am armă, vreau să-mi vândă și mie o armă. MS Red Bull. Red Bull, Red Bull. Care e, mă, Red Bull ăsta, mă? Bă, cât sunt pe server, mă, de sunt așa, mă? Hai că... Văd că sunt în ordine aici. Uite. I-am dat mesaj, băieți, unde ne putem vedea? Vedem ce armă poate să-mi văd. Băieți, sper că mi-ați scris acolo în comentarii cum putem să scăpăm de... Cum putem scăpa de poliție, băieți? Mi-ați scris în comentarii acolo, mi-ai lăsat comentarii cum putem scăpa de poliție. Mă, mașina asta are niște probleme, mă, nu e randată ca lumea, nu știu ce să zic. Merge rapid, e mișto. Dar mașina nu era îndată ca lumea, știu ce roți are, zici că-s de plastilină. M-a ținut în brațe când conduceam și cu arma în mână. Ia uzi. Că-mi iese capul pe aici, până în plafon.
Now you can use... Așa, hai să vedem dacă îmi răspunde la mă unde să vin. Hai mă, nu... Vând snipere, combat și nu știu... Stai mă, că-l sun, mă, bă. Sun, Selin, dar nu știu dacă merge să vorbești ca al player. Stai, Selin, dacă merge să vorbești. Hai, Selin, dacă răspunde, băi, că l-am sunat. Alo, domnul, mă auziți? Alo! Ai, ce mă disperă chestia asta. Stai să-i mai dă un SMS, băieți, stai să-i dă un SMS, să-l întreb, poate e atent acum, cumva. Tuc, tuc, ce suzet are ăla. E bugui, nu se aude. La șurum, păi da, mă, dar i-am dat mesajul, dar nu vreau să scriu pe chat, că dacă scriu pe chat, mă ia toată lumea. Red Bull is calling you. Ce vrei, mă? Ia, ia, că și-a amintit vocea. Ia stai, mă, că știu vocea lui ăsta. Și-a amintit-se vocea, bă, băieți. Băi, n-ai cum, băi, deci asta e cea mai rapidă mașină din oraș. Dacă aveți bani, băieți, și vă puteți face 2 milioane, vă recomand să o luați, frate. Nu e foarte scump, acum nu știu cât... Băi, băiatule. Da. Am și eu nevoie de tine. Poți să mă ajut cu ceva? Dacă îmi spui, la ce? Am nevoie să te duci să cumperi niște arme de la un băiat și să-mi aduci mie armă. Păi și ce facem? Eu primesc ceva? Păi îți dau și ție niște bani, sigur că da. Păi cât? Păi nu știu, depinde cât costă arma. Păi și acum depinde dacă eu mă mai întorc. Păi de ce să nu te întorci? Că te duc eu acolo. Eu decât stau în mașină, tu te duci și vorbești cu el. E sigur? Hai, suiete, faci niște bani frumoși. Bine, frate, dacă tu... Dacă trebuie să mai scot niște bani de la o, un bancomat de undeva. E vreun bancomat pe aici sau trebuie să mergem la bancă? Nu știu, stai să... Du-te la bancă, că nu-i nimic acolo. Și dolarul roșu? A, acolo la dolarul roșu, cred că... Acolo ne așteaptă băiatul să facem transferul. Dacă mergem repede da, la o bancă. Nu-i nimic periculos sau de asta. Dom'le, omul vinde, dar nu vreau să mă cunoască pe mine. Am vorbit la telefon cu el, dar nu vreau să... Păi și cât costă armele, că eu n-am bani. Îți dau eu bani. A, ok. Trebuie să fiu rapid, că mă urmărește poliția. Aolo, trebuie să intru înăuntru. Gata, domnul, am scos niște bani de la bancă. Domnul, dar de ce sunteți îmbrăcat așa în roz, domnul? Poftim? De ce sunteți îmbrăcat așa în roz? Eu? Nu știu, na, așa-mi place mie. Vedeți că dacă stați așa îmbrăcat pe aici, pe oraș, să nu creadă băieții că sunteți pe invers. E, păi acum o să mă schimb după ce termin cu dumneavoastră, da, na. Da, să-mi dai și banii, că... Îți dau. Eu stai aici roșu, dar nu știu, cred că pe aici e intrare, la dolarul roșu, să era pe partea cealaltă, mă. E drept înainte, după aceea e, sunt niște scări, că am mai fost pe ei. Ia să vedem, domne. Ne băgăm pe unde ne băgăm? Pe-n dreapta? Nu, prin, da, dreapta pe aici.
O în jos, drept înainte și în fază sunt niște scări. Așa că vreau să întorc mașina să fie potrivit aici. Dă-te și tu jos și ai încoace. Îl vedem pe băiatul ăsta unde stă ascuns. Mă așteaptă aici, da. Tire, mă, ăsta, mă, a? E aici sau? Aici a zis că vine, nu? Ăsta e dolarul roșu. Ba da. Mai e alt dolar? Aolo, mai fie ăla, mă. Mai e unul în drept acolo, să fie ăla. Ia uzi, vine poliția, hai să fugim că vine poliția, hai repede. Se aude de la mine. Hai să mergem la celălalt, că nu cred că e aici. Trebuie să fie și el mai explicit. Să spui și centura, da? Aveți un buton acolo pe bord G. Știu, știu, știu. Eu merg să nebun, conduc disperat așa și se mai întâmplă să mă răstor. Am și mașina asta puternică, nu știu, știți cât prinde mașina asta? Nu, cât prinde, șefule? 450. Puțin mă gândesc. Da. Puțin câte puțin se va învârti lumea cu mine. E bine, bine. Hai să ajungem repede la dosar, la dolarul, la dosar. Dreapta aici, ușor. Stânga aici. Mamă, cum vorbesc, zici că sunt GPS, ești nebun. La... Îmi pare rău că n-am putut să te ajut, dar nu. Cu ce, domnul, să mă ajuți? Cu alea. Păi mă ajuți acum! Că te duc acolo, dacă îl găsim, dacă nu îl găsim... Aolo, poliția, aolo... Și am dat nevoie. A, nu era poliția, am înțeles. Am crezut că e poliția, că mi-au dat în urmărire. Dar ce ai făcut? Hai că mă așteaptă ăsta aici, uite. Deci fii atent, te duci la domnul. Îl parchezi, da, aici. Și zici că am... trebuie să iei un sniper. Îți dau 40.000. Ok. Ai primit bani. Mă duc, mă duc. Un sniper. Da. Armei. Ia, domn. Să nu mă vadă pe mine. Domnule, vrea să cumpărați arme? Am trimis deja un om acolo să cumpere. Acum. Dacă îl scoate mai... Ai intrat în zona primăriei Los Santos. Ce? Ia să vedem, mă, ce fac ăștia, mă, fac afaceri, mă, băieți, fac afaceri. Să vedem ce-i vinde și lui, ce-i vinde. Uite că-i dă, îi dă sniper-ul și alea. Da. Mai vrei alte arme, șeful? Nu, nu. Nu, domnule. Mai vrei nimic? Mulțumesc, nu, nu. Bine, domn. Dacă e nevoie, dați un apel. Da, da, mulțumesc. Acum ți-l dau. Domnul, cât ai dat pe ele? 40.000. Cât mi-ai dat tu? M-ai dat toți banii, mă! Dar cât trebuia? Hai de capul meu, păi n-ai negociat și tu nimic, eu de acolo trebuia să-ți rămână și ție. Nu-i problemă, mă, că fac eu bani, nu e. Hai de capul meu. Dar ce armă ți-a dat? Ți-a dat sniper? Sniper, da, și 100 de gloanțe. Da, așa să ne parcăm aici frumos ca să... Așa. Păi fii atent cum faci, te duci pe telefon acolo la inventar.
Da? Da. Și selectezi acolo, că bănuiesc că doar sniperul ăla e în inventar. Și dai pe el și dai oferă. Gata, frate, le-am dat. Gata, domnul, am primit. Acum nu știu cum să mă revanșez eu față de tine, că nu am niciun ban. E, nu e problemă, să mă lași la... Da, oare, buletina oare... astea unde le fac? Că să nebunezi, știu. Cred că acum se face buletinul la poliție? Stai așa să văd un pic. Identitate, voi cred că da, că nici eu nu am identitate, cred. Nu știu dacă mai pot să-ți vând mașina, știi ceva? Hai să parchez un pic aici, să mă uit cu tine aici, să văd. Voiam să-ți vând o mașină, ceva, că am multe mașini. Nu știu dacă pot. Nu te dai jos? Ba da, frate, acum. Hai să mergem aici, la primărie. Bună ziua. Eu, ne mănâncă câinele. La un pechinez. Am implicat pe băiatul ăsta în roleplay și a văzut ce frate, a fost foarte tare că a făcut roleplay, a venit cu mine, nu știu ce. Dacă nu e aici... Ia domne Siren, dacă nu e aici... Nici numele, nimica, da domne, cred că trebuie să mergem la primărie, haideți cu mine să mergem la primărie, la poliție. Acum, haide. E de ajutor. Vă ajut domnul, că și dumneavoastră m-ați ajutat și dacă aveam bani vă plăteam, dar nu mai am bani, sunt chel. Mi-am cumpărat Bugatti ăsta ieri și am rămas chel. Uite. Aolo, iar vine poliția. Am probleme la mașină. Uitați, îndă cu spatele, îndă cu spatele. Fără să fac nimic. Ajutor. 2, 6, 3, 9. Ajutor, îndă cu spatele fără să fac nimic. Am mașina blocată. Îndă cu spatele și nu mai pot controla. Bă, vagabond, trebuie să unde mergi. Doamne, ferește. Oamenii ăștia. Ajut. Bă, pleacă de aici cu rușnița ta de mașină. Da, în sfârșit merg. Mașină, nu, nu! Doamne, ce nebun e, l-ai dat mașina cu spatele, unde ați mai văzut așa cea? Poate mă calcă. Bă, ești ratat, mă, handicapatule. Aolo. Da, domnul, ce-ai făcut, că vă ajut eu, domnul, stați așa un pic. Nu știu ce. Mulțumesc. Să scoți și o mașină. Da, domnul, să dau comandă aici să iasă mașina, că iese greu. Iese greu, bă, ies mașina. Am dus pe non repui, ești dus? Prostului, tu te-ai băgat în mine, am înțeles, m-a recert acolo. Hai mă, nu vreau să intri mă la garaj, mă, bă, ce durează așa mult? Domnul, și cam ce ați avea de gând să vă angajați aici, la noi în oraș? Păi încă nu știu ce aș putea, văd eu, ce apuc. Că nu știu, sunt nou, nu prea știu cum e pe aici. Gata, domnul, hai de sus. Hai sus cu mine. Nu te știu ei că zic că iubiești. Au zis ceva că nu i-am auzit. Nu, n-au zis nimic. Uite, ăsta are aceeași geacă ca a mea, doar că pe altă culoare.
Domnul, cred că aici vă faceți, domnul. Aici, în fața mea. Sper. Doamne, când mă vin polițiști ăștia. De acolo vă faceți buletin, domnul, da. Domnul, să vă puneți nume frumos și să zâmbiți în poză. Să înceapă cu Baros. Gata, domnul? Bă, trebuie să ajung să-mi pun și eu barbă, bă, băieți. Trebuie să ajung să-mi pun niște barbă. Gata, frate. Hai, domnul, cu mine să te duc și la haine acolo. Am înțeles, am avut și mașina. Domnul polițist, păi îmi fură mașina cu dumneavoastră aici de față, domnul polițist. Acum îl luam, domnul, stai așa. Și la fel. Hai că-l ia. Aoleu, domnul, ce să faci, domnul, îți fură ăștia mașini. Nu am putut să o încui, mă, că e cu ampentă de asta și mă bate tehnologia. Hai să scoatem alta de aici. Grijă la trecere, că pe aici trec vitezomani ăștia. Ia uite, a dărâmat semafor aici, mă, băiatul ăsta, mă, ia uite la ea. Pare rău, domnul, am dat în urmărire acum prin stație, va fi găsită mașina dumneavoastră. Doamne, ajută că am dat 2 milioane pe ea, Bugatti Veyron. Pare rău, domnul, voiam să scot arma la el, dar n-am ce să fac. Legea spune că n-am voie să scot arma în zona poliției. Da, pare... o scoteam eu direct, da. Hai să vedem dacă mă lasă, ia stai mă așa. Deci nu mă lasă să scot, trebuie să scot de aici, spawn vehicle. Gata, domnul, veni sus. O frumoasă mașină. Vă place? Frumoasă, ce să zic. A, dar ce-s cu cățelușii ăștia pe aici? Mă, dar ce au ăștia cu animalele? A, cred că ăsta doarme aici la ușă, domnul. Deci, domnul, de aici vă alegeți dacă vreți să fiți bărbat sau femeie. Domnul, veniți aici, că altfel aici. Nu merge. Domnul, veniți aici. Adică? Trebuie să vă alegeți de aici, bărbat. Așa și acum. Am înțeles, dar nu prea mai am bani la mine, mi-a și din bancă. Stai că îți dau eu cât mai am aici. Ar trebui să-ți ajungă ăștia, cred. Da, mulțumesc. Hai că te aștept afară să te schimb, da? Da, mersi. Așteptăm afară, bă, băieți, până atunci scos și eu cățelușul un pic să vă mai arăt pe cățelușul meu. Am ajutat pe băiatul ăsta, l-am ajutat nu știu cine, a intrat random pe server, m-am dus și la noi random, dar dacă el a fost așa, cum să zic, deschis la rol, pe și a venit să mă ajute și toată chestia asta, am zis să-l ajut și eu pe el. Ia uitați-l pe cățelul meu. Cățeluș cu părul creț. Fură rața din coteț. Aș putea spune că mi-am făcut un nou prieten, băieți, mi l-am făcut pe băiatul ăsta, nu știu cum îl cheamă, o să-l duc acum, o să-mi fac cunoștință cu el. Pe time 9 și nu s-a schimbat nimic, ha? Clear, neutral, smog, foggy, overcast, clouds, clearing, rain, thunder, snow. Snow, poți să pun snow, mă? Blizzard, cum e Blizzard? Snowlight, Xmas, Halloween, thunder. Cod portocaliu de furtună. Și am dat drumul la ploaie, băieți. Mamă. Te lasă cu tecolea, aolo. Domnul, ce plouă afară, domnul, nu vreți să știți. Nu știu dacă mă aude.
Domnul! Mai am puțin. Stai liniștit, ce plouă afară, domnul, e cum îi zice, e cod portocaliu de vijelie. Vijelie nu prea îmi place, dar salam da. Na. Mamă ce dă bă băieți bă, ia uite bă cum curge apa bă băieți. Bă cățelul meu e afară bă, stai să-l bag înăuntru bă. Hai mă și tu înăuntru mă, stai afară în ploaie mă. Mamă ce plouă. Gata șeful, ăsta-i câinele tău? Da, da. Cum îl cheamă? Shark îl cheamă. E drăguț, ce să zic, uite. Hai să ne sunim repede mașină, că plouă. Ai, stai să-l chem și pe câine. Îl țin în brațe sau? O, că se suie în spate aici, ia uite. Ia uite-l, mă. Poate se mai oprește ploaia asta, domnule, că ne-a nenorocit, uitați ce a făcut aici. Mamă, dar e vigilie. O, l-a ieșit soarele. Frumos. S-a umplut orașul ăsta, domnule. Să știți. Acum ar trebui să-mi iau un permis, să zic. Domne, nu știu ce să zic, eu n-am permis. Păi nu zic de mașină, să conduc. Aolo, ia uitați-l pe domnul ăsta aici. Ce ai pățit, domnule? M-au împușcat mafioții în cap. Aolo. Periculos, și-a luat controlul asupra orașului. Care mafioți? Nu mi-a zis în ce mafie. Se mai întâmplă, na. Viața merge înainte. E periculos orașul ăsta, domnul. Foarte periculos. Te obișnuiești. Ziceți că vreți să vă luați o mașină, domnule? Da, dar trebuie să-mi iau întâi permis, să zic. Că dacă îmi cumpăr o mașină, cum o conduc? Că mă iau gabori. Ia uite-i. Dar nu e gabori. Domnule, nu știu, nici nu știu de unde dai de permis, domnule, că n-am fost niciodată pe acolo. E ca aici. Ia să vedem. Domnule, câte cadouri ai acolo în dreapta? Ai niște cadouri. Două. Când ai la fiecare 5 cadouri poți să le deschizi și îți dă bani acolo unde am fost, de unde am cumpărat armele la dolarul roșu. Ah, ok, forță. M-a dus, iau permis. Domnul, cred că o să dureze ceva, domnule. Eu vreau să stați un pic aici. Eu vreau să vă mulțumesc frumos că m-ați ajutat. Și eu. Veniți mulțumesc. Aici lângă mine, domnule. Veniți lângă mine aici. Vă mulțumesc că m-ați ajutat. Și eu vă mulțumesc. Și dacă ne mai întâlnim cu prin oraș, sper să fie bine, domnule. Și eu la fel. Dacă descoper cum să vă vând o mașină, vă caut eu. Dacă nu, o să vă trimit niște bani mai târziu. Mulțumesc foarte mult. Să aveți o zi frumoasă și baftă la permis, ce să zic. Mulțumesc și dumneavoastră. La revedere. La revedere. Te pup. Uți, Johnule! Gata, mă, băieți. Am terminat treaba. A plouat aici, am lăsat să plouă în oraș și am dat mare thunderstorm. Ia uite și pe ăla, mă, știu ce să-și ia permisul pe jos, sărac. N-am răbdare să mai dau permisul, băieți. Am jucat de atâtea ori pe server încât, hai că s-a activat și textura asta frumoasă. Da, mă, băieți, cam ăsta e episodul nostru de astăzi cu 5M. Să aveți o duminică frumoasă în continuare. V-am pupat pe toți. Nu uitați să susțineți și voi. Ia uite cât am filmat aici. 40 de minute pentru voi, băieți. 40 de minute frumoase în dimineața asta de duminică. M-am trezit special duminică dimineață să filmez pentru voi un episod, să-l postez, chiar dacă este destul de târziu, e ora 12 la mine acum, până se randează, până se postează, până una alta, o să dureze ceva. Dar sper să vă placă și să susțineți și voi acolo cu un like. Vă aștept mai pe seară la un live cu 5M.
aștept mâine dimineață la un nou episod. Vă mulțumesc de toată susținerea pe care mi-o arătați în like-uri și în comentarii. Ce să vă mai spun eu, băieți? Dacă aveți vreo sugestie să-mi dați, v-am spus ce vreți să ne jucăm aici în continuare pe server One Tap. Momentan nu am nicio treabă, sunt așa, un fel de plimbă meargă pe aici prin oraș. Nu am niciun scop foarte bine implementat. Așa că dacă tu vrei să vrei ca eu să fac ceva special pe server, nu știu. Îi lași acolo un mesaj. Iar eu mă apuc de treabă cum ar veni, mă înțelegi? Voi îmi spuneți ce vreți să... Ia să-l pun eu pe ăsta aici. Îmi spuneți ce vreți să facem aici pe server, ce vreți să fac eu, ce vreți să vedeți la mine, ca ce să mă joc, ca polițist, ca mafiot, ca nu știu, iar ce o să fie cel mai votat, probabil că aia o să facem. Vă mulțumesc, băieți, încă o dată, nu uitați de like, v-am pupat pe toți. Băi, câinele în mașină, bă, l-am auzit câinele în mașină. Ia uite-l, mă. Călăresc câinele, băieți. Dă-te jos că-i rup șalele. Uitați-vă, bă, că m-am suit pe cățeluș. Ești nebun la cap. Să-l chem aici lângă mine, de o comandă. Urmează-mă. Uite acolo, stai perfect, așa. Hai să dau șezi. Acum. Gata, mă, băieți. Cam asta a fost treaba. Ne auzim mai târziu pe live, mâine dimineață la un nou episod. Pa, îți mulțumesc.